Unitatea de primire urgențe a fost invadată astăzi de pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, care au desfășurat un exercițiu demonstrativ în cazul producerii unui incendiu. Demonstrația a decurs bine, însă dacă incendiul s-ar produce în realitate, fumul degajat de la mobilierul și aparatura care este din material plastic ar îngreuna intervenția pompierilor. Într-un caz real, pericolul l-ar reprezenta numărul mare de persoane aflate în unitatea de primiri urgențe și ca particularitate la Spitalul Județean Gorj este în aceeași instituție. Probabil cantitatea mare de fum degajate de materialele care s-ar aprinde, având în vedere că se lucrează cu mult material plastic. Datorită fumului degajat, dificultăți în evacuarea persoanelor aflate în interior. Vasile Stănculete, managerul interimar al Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu, susține că în mare parte este mulțumit de modul în care a acționat personalul medico-sanitar, însă au fost și angajați care l-au dezamăgit. Personalul s-a descurcat bine, am putea spune. Mai sunt anumite deficiențe care, într-o situație reală, cred că nu s-ar întâmpla. Adică anumite, să zicem, persoane care nu înțeleg fenomenul exact cum trebuie. Mă referam la o persoană, să zicem, care stă acolo și nu percutează. Asta am observat. Acțiunea a durat aproximativ 20 de minute.